Ce faceți? Bine ați revenit din nou pe canalul meu! Astăzi vă voi arăta din nou ce am cumpărat. Vreau să vă zic că m-am mutat deja în noua casă. O să fie un vlog probabil înainte de a publica acest filmuleț cu cumpărăturile săptămânale și atunci o să vedeți mai multe detalii despre cum arată noul meu cămin, adică noul nostru cămin, da. Și vreau să vă zic că am fost la cumpărături la Kaufland și DM, da? Și la Lidl. Da. Am cumpărat de la Lidl niște lingerii de pat, un set de lingerie. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Așa că dacă sunteți curioși, curioase să vedeți despre ce este vorba, rămâneți alături. Vom începe ca de obicei cu produsele de pe masă. Să știți că de data aceasta am luat mai multe produse, adică gen paste, legume, conservăraie și multe altele. O să vă arăt imediat. Bun, să începem de aici cu fructele. De data aceasta am cumpărat 2 kg sau nu? Un kilogram și ceva de mere din astea așa roșii, sunt foarte gustoase. Le-am luat la kilogram și am dat undeva 3 euro și 42 de cenți. Sunt foarte gustoase merele astea, nouă ne plac foarte mult, adică de când am dat de ele și am văzut ce gust au, tot timpul le cumpărăm. Apoi am mai luat niște piersici din astea plate, nu știu cum le zice, că am, efectiv am uitat. Am luat 4 pentru că am vrut să vedem dacă sunt coapte și dacă se merită să mai cumpărăm momentan. Și au fost destul de ieftinioare, adică nu știu, nu mi s-a părut că kilogramul este 4 euro și eu am dat 1,92 euro, adică aproape 2 euro pe 400 de grame de piersici din astea. Mie îmi plac foarte mult piersicile astea pentru că sunt foarte dulci. Și da, au așa o aromă mai deosebită. Așa, și ultimele fructe pe care le-am cumpărat sunt bananele pentru că căpșuna n-am mai vrut să mai cumpărăm. Iar cireșele care le-am cumpărat la trecută erau foarte crutuțe, adică nu știu, erau foarte roșii, păreau că sunt coapte, dar de fapt înăuntru erau așa, cam, nu știu, aveau un gust așa de crud și parcă erau foarte apoase, nu știu, nu mi-au plăcut și am zis că nu o să mai cumpăr. Și cireșele care le-am cumpărat, ale erau turcești. Deci, nu știu, sincer, mie momentan mi este foarte dor să mănânc cireșele noastre, dar na, ce să fac, îmi pun pofta în cui. Aici am luat aproximativ 1 kg de banane. Astea au costat 91 de cenți. Și am uitat să vă menționez ceva. Cumpărăturile le-am făcut ieri și nu am mai avut timp să fac ieri filmulețul ăsta în care să vi le prezint. Așa că de asta bananele sunt așa un pic mai pătate pentru că ieri le-am luat galbene-galbene și astăzi s-au cam pătat aici în zona asta. Dar na, oricum noi le mâncăm și așa că sunt foarte bune. Așa, hai să nu mai lungesc vorba pentru că tot timpul sar de la subiect. Ia să trecem la legume. Am luat niște pastrnac 500 de grame pentru că, după cum știți, eu fac foarte multe supe și ciorbițe și folosesc rădăcinoase în mod special. Mix de ardei, 2 caserole de roșii. Astea sunt din Spania, 500 de grame și, nu știu, cred că am dat undeva la 1,50 euro. Oricum o să vă las într-un colț prețul la fiecare produs. Aici am un săculeț de cartofi, nu știu cât sunt, 2,5 kg, cred că. Așa, ok.
Am luat o varză roșie pentru că ne era foarte poftă de o salată din asta așa, de varză roșie, și am zis că o să facem cât de curând. Asta a fost aproximativ 2 kg și a costat 1,71 €. Iar la ce ține de varză, am mai cumpărat două căpățâne astea ascuțite de varză. Și să știți că este foarte scumpă varza asta, 2 euro, aproximativ 2 euro, 2 euro și chiar, costă o căpătână din asta de varză, deci mi se pare foarte scumpă, dar este foarte delicioasă, este dulce și chiar frunzele sunt foarte moi. Da, mi-a mai spus cineva într-un filmuleț că în Milano parcă, da, nu se găsește la Lidl sau la Kaufland genul ăsta de varză. Chiar nu știu ce să vă zic, probabil că numai în Germania se găsește genul ăsta de varză. În România, sincer, nu am văzut. Nu știu ce să vă zic și în alte părți, dar dacă o să găsiți pe undeva, vă recomand să cumpărați această varză pentru că este foarte, foarte gustoasă și pentru sarmale este foarte, foarte bună. Așa. Am luat și o căpătână de țelină. Pe mine, în general, țelina mă ține cam o lună pentru că eu împart în patru și atunci când fac supă sau ciorbiță folosesc un pic mai mult de țelină pentru că mie îmi place ca ciorba să fie așa mai aromată și de aceea. Morcov 1 kg. Ăștia sunt niște morcovi proaspeți, că așa scrie aici. Am mai luat niște capia din asta, vreau să fac tot așa cu ceapă și cu usturoi. Am făcut una trecută și sincer au ieșit foarte, foarte gustoși, așa că bineînțeles am să mai fac. Și cam atât, astea sunt legumele. Haideți să începem de aici. Am luat pentru copii o cremă de Philadelphia, pentru micul dejun, pentru că, sincer, nu mai știu ce să le mai dau la copii. M-am săturat de cașcaval, copiii mei nu prea mănâncă unt dimineața la micul dejun. În general, cașcaval sau sălămior, ceva de genul, le fac așa, au niște sandwich-uri. Dar am zis să încercăm și Philadelphia, pentru că, sincer, nu am mai cumpărat de foarte, foarte mult timp și chiar cred că este foarte ok. Pentru mine, în mod special, mi-am luat această telemea pentru că eu mănânc cu ceapă și cu măsline și este foarte gustoasă, sau chiar îmi fac o mămăliguță și merge foarte bine. Pentru paste am luat parmezan, grana padano, dar asta eu o folosesc și pentru cartofi prăjiți. Apoi niște brânză rasă, niște cașcaval, vreau să fac tot așa niște pizza sau ceva la cuptor și voi presera brânză din asta. Mozzarella, tot pentru pizza. La conserve am luat un lapte de cocos, 60% cocos. Și da, ăsta l-am luat pentru Bianca pentru că l-a văzut și a zis: mama, vreau și eu să mănânc cocos. Și am zis: știi ce, îți iau lapte de cocos pentru că este mult mai ok. Așa, apoi două conserve de ciuperci șampinion pentru pizza. Și tot pentru pizza am luat tot așa o conservă din asta de la Bonduiel, mix mexicane, mazăre, porumb, ardei și cam atât. Două cutiuțe din astea de sos pasat. Astea îmi plac foarte mult de la Kaufland, chiar sunt foarte, adică este foarte gustos sosul ăsta. Așa, am luat două. Spaghete de la Kaufland, am descoperit spaghetele de la Kaufland, să știți că sunt aproximativ la fel de bune ca cele de la Barilla. Sunt
Bine, nu știu ce să vă zic, Barilla este Barilla și spaghetele de la Kaufland sunt cu totul altceva, adică nu putem să le comparăm, dar sunt aproape la fel de bune și da, am cumpărat pentru că am zis să mai schimbăm gustul spaghetelor și farfale tot așa pentru copii. Am luat niște smântânică. Asta o folosesc în general la ciorbițe și la supe. Sos de soia. Ăsta este foarte fain, sosul ăsta de la Bamboo Garden. Este chiar super, super ok. Și îl folosim în general la friptură. De la Knorr un sos de usturoi. Ăsta mie îmi place foarte mult. Dacă mâncați pizza, să vă puneți sos din ăsta cu usturoi, că este foarte fain. Așa, deci ăstea vi le-am arătat. Să trecem la mezeluri. Edel salami, ăsta este pentru pizza. Pariser feliat. Vreau să fac o ciorbiță de cartofi cu coaste din astea afumate. Să știți că sunt foarte, foarte gustoase. Și în general fac două porții, adică o parte o pun odată și cealaltă o păstrez în congelator pentru altă tură. Și da, a costat 5 euro. Pentru varză vreau să pun acești cabanoși. La fel, sunt foarte fain. Cred că am mai cumpărat odată. Soțul meu îi plac foarte mult genul ăsta de cabanoși. Sunt aproape la fel ca cei cabanoșii noștri din România. Două pateuri, de mult nu am mai cumpărat, cred că avem două luni de când nu am mai cumpărat pateu de genul ăsta. Ăsta este cu mere și cu ceapă și ăsta este cu curcan. Da. Un unt irlandez și 10 ouă. Aici am o frișcă din asta, nu știu cât, 30% grăsime. Îmi place foarte mult că este foarte gustoasă. Chiar am și făcut astăzi cappuccino. Așa, și am găsit cappuccinoul ăsta bio, pentru că așa scrie, Family Cappuccino. Și am zis că putem să bem toți, în afară de Andrei, pentru că el este foarte mic. Bia poate și ea să guste un pic din asta. Are... așa să vă zic ce conține. Dacă s-ar și focaliza, bine ar fi. Are cafea foarte puțină, 9%. Cocos, grăsime de cocos, cacao, pulver și grăsime, probabil, de ceva de genul. Deci nu este foarte, foarte tare. Am terminat cu produsele de pe masă. Nu știu ce nu focalizează camera. Haideți să trecem mai departe aici la congelate. Am zis că săptămâna asta o să dăm la copii pește în mod special și am luat niște baghete din astea de pește cu legume înăuntru. Nu știu, de la Iglo. Asta e prima dată când cumpărăm genul ăsta de baghete. Pentru tigaie am luat niște legume din astea, fasole, păstăi și cu mazăre și cu ardei și cartofi țărănești cu niște pifteluțe. Așa pentru copii, baghete de pește de la Frosta și cartofi din ăștia gen tocinei, care ne plac foarte, foarte mult. Aici am niște pește din ăsta congelat oceanic. A costat undeva la 7 euro. Nu știu, e prima dată când cumpărăm genul ăsta de pește. Nu știu să vă zic ce fel de pește este. E ceva gen moroa, gadus moroa, nu știu. O să-mi spuneți voi în comentarii ce fel de pește este ăsta. Soțul meu l-a cumpărat și încă nu am reușit să-l întreb despre ce este vorba. Dar na, sper să fie bun. Pentru copii le-am luat niște înghețate din asta la cornet, cu frișcă și cu fructe de pădure, fructe sălbatice, cred că așa. Apoi clătite, am luat două din astea, adică una, de ce două?
Am luat una de asta de clătite, 10 bucăți și trebuie încălzite și sunt ok. Tot ca desert am luat o tartă cu rabarbă și cu căpșunele, da, parcă așa, și asta se face la cuptor. Apoi niște Actimel pentru copii cu sistem de pentru imunitate. Deja s-au consumat două. Și cam atât. Astea sunt cele de pe blat și mai avem aici chestiile de ronțăială. Am luat niște inele din astea cu gust de ceapă. Chiar îmi plac foarte mult. Sunt chiar foarte condimentate, dar ce să facem? Asta este, trebuie să mai și ronțăim prostioare, printre altele. Chipsuri de la Lorenz, astea sunt Western Style, sunt foarte condimentate și au așa un gust dulceac, chiar sunt foarte faine. Soțul meu și-a luat niște chestii din astea așa cu gust de alune și cu un pic de ardei iute, cred că, nu știu. El în mod special le adoră. Așa, la copii le-am luat Kinder Country și Kinder Șocolat. Apoi, tot pentru copii, le-am luat niște sticks-uri din astea cu Susan. Cu Susan, da, era să citesc Sesam, dar este Susan. Niște croissante 7 Days cu ciocolată. Deja s-au mâncat două. Avem aici niște covrigei sărați. Și ăștia sunt niște chestii dintre astea cu gust de, niște snacks-uri cu gust de prânză, deci da, pentru ronțăială. Două pungi de semințe, pentru că acum cum mergem mai rar la Kaufland, am zis să cumpărăm două ca să ne ajungă. Așa, apoi tot ca ronțăială niște alune din astea sărate și coapte. O pâine feliată integrală, deja am mâncat din ea, dar am vrut oricum să vă arăt. Iar ca sucuri naturale, am luat de la Solevita ăsta cu gust de piersici, fruity, și multivitamin, tot așa, 100% fruct. Apă, dar deja am consumat câteva bidoane, așa că da, am luat, asta este apă minerală și am luat un bax de apă minerală și un bax de apă plată, dar sunt undeva la rece. Acum să trecem mai departe și anume cu chimicalele. Sunt cam amestecate. Am de la DM, de la Kaufland și de la Lidl, parcă, nu știu sigur, dar o să încerc să îmi aduc aminte. Da, deci să începem. Ăsta l-am luat de la Obi. Este o rezervă de mop din ăsta rotund care se învârte la ca un fel de găleată de asta cu centrifugă. Și da, este foarte faină. Eu asta o folosesc în general pentru parchet, dar se poate folosi și pentru gresie. Și o schimb undeva la 2-3 luni, cam așa. Dar este foarte faină. Ok, asta este de la Obi, apoi de la Kaufland am luat niște flor, absorbante de la Always, de la Weiser Rize am luat două din astea de detergent lichid, asta este pentru, în general, pentru colorat universal, 44 de spălări și a venit și cu păhărelul ăsta de dozare, adică este super ok, super fain. Iar ăsta este pentru colorate. Bine, ăsta l-am luat pentru albe, în mod special, și ăsta este doar pentru colorate. Așa, nu știu, nu l-am mai probat ăsta pentru colorate, dar cred că este la fel de bun. O să vedem pe parcurs, o să vă spun eu tura următoare cât de bun a fost ăsta. Așa, de la Küchelweih, un din ăsta balsam de rufe, ăsta îmi place cel mai mult. Cred că o să rămână preferatul meu de la Küchelweih.
Pentru toaletă am luat o perie de curățat, bețișoare pentru urechi. Ăsta nu mai știu dacă am luat de la Kaufland sau de la Lidl, dar cred că de la Kaufland. Pentru baie. Pentru baie și pentru cabina de duș în general. Dar este foarte fain. Deja am consumat din el, am curățat baia și este foarte ok. Ajax pentru suprafețe. Ăsta să știți că miroase foarte fain, miroase a fresh. Și îl foloseam în România acum ceva ani în urmă, nu știu sigur să vă spun, dar cred că au trecut foarte mulți ani atunci când îl foloseam și când l-am văzut am zis și că ăsta am să-l cumpăr pentru că, da, știu, curăță foarte fain și lasă și un miros foarte fain în urmă. Așa. Apoi Domestos pentru toaletă, Active Craft. Pentru Lily am luat așternut silicat. Iar pentru Tosca am luat niște baghete din astea pentru dinți, pentru îngrijirea dinților. Astea sunt de la DM. Da, și ăsta este de la Kaufland. Și tot așa, pentru Tosca. Săculeți pentru bio, ăsta este de la DM. Și încă pentru Tosca tot așa, baghete pentru dinți. De la DM, ăsta este un set de cu două paste de dinți de la Elmex. Ăsta este pentru seara și ăsta este pentru dimineața. Să știți că sunt foarte, foarte bune. Dacă vă interesează și vreți să le probați, le găsiți la DM și sunt destul de ok la preț, adică, da, se merită. Soțul meu și-a luat pentru păr un tratament ăsta pentru căderea părului și da, nu știu să vă zic, pentru părul subțire, pentru pierderea părului, da, deci este un tratament și pentru părul gras, cred că. Așa, tot soțul meu și-a luat de la Nivea un gel de duș senzitiv. Un alt gel de duș de la Nivea, tot ăsta este și pentru păr. Încă unul pentru Tosca. Periuțe de dinți 3 de la Oral-B. Încă o chestie am găsit pentru dinți, un tratament de un fel de pastă de dinți, tratament de la Ahona. Asta este recomandat stomatologic, nu știu, dar sunt foarte, foarte curioasă să vedem despre ce este vorba. Este foarte mică pasta asta de dinți, dar na, ci că protejează și tratează în același timp dinții. O să vă spun într-un alt filmuleț despre ce a fost vorba, adică dacă a fost ok. Așa, iar pentru cameră am luat un... o lumânare din asta de la Glei, parfumată. Este cu aromă de... aromă florală, dar nu vreau să focalizez, asta este problema. Stați că am să vă zic eu. Cu aromă de pere, flori de lotus sau nu știu ce scrie aici. În orice caz miroase foarte, foarte bine și sincer nu am mai luat genul ăsta de lumânare parfumată, ci că dacă o aprinzi miroase foarte tare a parfum în casă. Na, nu știu, sunt curioasă să vedem despre ce este vorba. Așa, pentru toaletă din astea pastile. Pentru rest am luat niște punguțe din astea. Adică unde punem noi de la baie resturile Pampers și toate chestiile astea. Și încă unul, dar l-am început deja. Și da, cam atât. Astea sunt chimicale. Iar de la Lidl v-am spus de la începutul filmulețului că am luat niște lingerie.
care le-am găsit la ofertă, nu știu, destul de ok și vreau să vă zic că materialul este super, 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 este compact, 100% cred că, dar așa se simte, deci îmi place foarte mult. Astea sunt de la Meradiso și sunt ceșafuri din alea de pat care se bagă după saltea, adică așa, pe saltea. Asta este de 140-160-210 cm pe nuanță de gri și ăsta este pe nuanță de bej. Am luat două, unul în camera copiilor și unul în camera noastră. Pentru copii am luat două fete de pernă, pentru pernele astea așa care le vedeți în imagine, dreptunghiulare. Mi-a plăcut foarte mult nuanța și cred că o să arate foarte bine. Iar pentru copii tot așa am luat un set de cearșaf de plapună, plic de plapună și două fete de pernă. Așa arată, este un albastru ceriu și cu gri. Da, mami! Lasă-l, ia! Dacă că poți să filmezi, lasă-l, te rog! Așa și, da, sunt, cum v-am mai zis, sunt foarte calitative. Ăsta a costat 25 de euro, parcă. Ăsta a costat undeva la 5 euro, setul, și astea au fost 10 euro bucata. Am investit ceva bănuți, dar să știți că se merită și dacă ați mai găsi, v-aș recomanda pentru că, v-am spus, sunt foarte calitative. Și da, și pentru Andrei am mai luat un set de tricoaș cu pantalonași scurți. A costat așa undeva la 4 euro, parcă. Foarte fain. Da, mami, da. Da. Ce este? Mașinuța? Da. Ce, te-ai luat o mașinuță de pompier? Da. Tete. Da? Tata a luat, nu? Da. Bine, Andrei. Da, și asta, cum vă ziceam, a costat undeva la 4 euro, cred că. Dragii mei, cam astea au fost produsele. Să știți că astea, chimicalele, sunt pentru o lună întreagă. Iar alimentele pe care le-am luat, probabil o să-mi ajung undeva la 2 săptămâni aproximativ, dar nu știu sigur, o să vedem pe parcurs. Oricum, de fiecare dată când am să cumpăr câte ceva, o să fac filmuleț și o să-l postez pentru voi, da? Și cam atât, dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru că mă urmăriți, că vă acordați un pic de timp și pentru mine, asta înseamnă foarte, foarte mult. Și da, să știți că mă încurajați foarte mult faptul că vă abonați la canalul meu și da, mă stimulează ca să merg mai departe pentru voi. Așa că vă pup dulce și ne vedem în următorul filmuleț. V-am pupat! Pa!